Bună dimineața! Ieri, cetățenii au ales primarul orașului Chișinău. Le mulțumesc tuturor celor care au ieșit la vot. Votul cetățenilor este esența democrației și noi vom respecta alegerea oamenilor. Îi mulțumim domnului Năstase și echipei care au muncit enorm în această campanie. Domnule Năstase, avem nevoie ca dumneavoastră să reveniți la guvern cât mai curând. Cred că oamenii au pierdut un potențial primar bun, dar democrația este un exercițiu permanent. Nici o victorie, nici o înfrângere nu sunt definitive. Sper ca Ion Ceban să țină minte și să respecte toate promisiunile făcute oamenilor în campanie. Am pierdut o bătălie, însă adevărata luptă împotriva corupției încă se duce. Urmează o perioadă grea în care va fi clar dacă toți din majoritatea parlamentară au fost sinceri atunci când și-au asumat reforma justiției. Igor Dodon trebuie să renunțe la jocurile de sub masă prin care subminează această reformă. Noi, în continuare, vom lupta pentru o justiție adevărată. Sunt pregătită să lupt de aici, din guvern, sau din stradă, alături de cetățeni. Cea mai mare victorie în această alegeri este că ele au fost libere. Cetățenii au avut de unde alege, au participat mulți candidați. Oamenii au putut să-și aleagă liber liderii comunității. Guvernul va lucra cu toți primarii și autoritățile publice locale alese. Acum, toți la lucru. Vă mulțumesc. O zi bună să aveți. E un briefing acesta.